Delecvența juvenilă este în creștere în Republica Moldova. Furturile și actele de huliganism în stradă sunt infracțiunile în care se implică cel mai des minorii. Un raport în acest sens a fost prezentat de Poliția de Profil din Rezina. Specialiștii spun că prevenirea infracțiunilor în rândul minorilor trebuie să fie întâi de toate în grija familiei și a instituțiilor de învățământ. Copii frumoși și sănătoși, asta își doresc autoritățile din Republica Moldova. În acest sens a fost lansat un program de prevenire a anemiilor și malformațiilor sistemului nervos central la nou-născuți. Măsurile întreprinse pentru reducerea acestor probleme de sănătate includ fortificarea făinii de grâu destinată utilizării în industria alimentară cu acid folic și fier, asigurarea gratuită a femeilor gravide cu preparate cu fier și acid folic din lista medicamentelor compensate, promovarea principiilor alimentației sănătoase, a măsurilor de reducere a deficiențelor nutriționale recomandate de Organizațiile Mondiale de Profil. Membrii Euroclubului din Cimișlia s-au întrunit în prima ședință. În cadrul ei s-a discutat despre activitatea Uniunii Europene și aspirațiile Republicii Moldova de integrare în această structură. Elevii și-au manifestat dorința de a implementa proiecte concrete pentru a face schimbări în oraș. Până în decembrie, membrii ONG-ului din Cimișlia trebuie să-și aleagă și un președinte. De minori sunt înregistrați pentru diverse infracțiuni la Comisariatul de Poliție din Rezina. Aceștia stau la evidență pentru furturi, acte de violență, consum de alcool și fumat. 10 dintre ei obișnuiesc să fugă de acasă. În unitate de gardă pe Rezina a fost înregistrat anunțul telefonic a primarului satului Mincereu Rezina, precum că o minoră, aflându-se în ospiții în sat, a ieșit fără să anunțe pe nimeni și a plecat într-o direcție necunoscută. Minora a fost găsită peste 7 zile, cazul este cercetat încă și a fost intentat dosar penal. Un alt caz a fost înregistrat la noi de la sora medicală de serviciu, spitalul regional, precum că un elev de la liceul teoretic Alexandru cel Bun a solicitat ajutor medical, fiind maltratat la școală de un coleg de său. Caz a fost înregistrat de la părinții unei elevi, precum că i s-a furat o scurtă. Peste 2 zile a fost găsită scurtă. Pentru evitarea infracțiunilor săvârșite de către minori, periodic sunt organizate întâlniri cu tinerii din raion. Totuși, un rol major în educarea copiilor îl au adulții cei înconjoară. Grupul minori AKP Rezina solicită implicarea profesorilor, cât a părinților, a buneilor, a fraților, surorilor, minorilor la supraveghere, la implicarea educațiilor, pentru a evita infracțiuni. De la începutul anului curent, pe teritoriul raionului Rezina au fost înregistrate 20 de cazuri de furturi săvârșite de către minori. Un program național de reducere a afecțiunilor determinate de deficiența de fier și acid folic a fost lansat în Republica Moldova. Astfel, până în anul 2017 se urmărește reducerea anemiei fierodeficitară cu cel puțin 30% la femeile gravide și copiii cu vârstă de până la 5 ani. Totodată se dorește o scădere a ratei malformațiilor sistemului nervos central, atât la nou-născuți cât și la celelalte categorii de populație cu peste 20%. Pentru a reduce afecțiunile determinate de deficiența de acid folic și fier, a fost, iată, prin decizia Consiliului Regional, s-a aprobat programul teritorial de prevenire a deficienței în alimente și s-a aprobat programul conform căruia acidul folic și sorbiferul, adică o să fie îmbogățite făina, care se utilizează în industria alimentară de producție, adică pâinii. Medicul specialist spune că deficiența celor două tipuri de preparate medicamentoase sunt extrem de importante pe parcursul sarcinii. În Republica anual se nasc aproximativ 700 de nou născuți cu malformații congenitale. Din ei, 50 de nou născuți anual decedează în urma complicațiilor de deficiențe acidului folic și fier, manifestate prin așa malformații ca spina bifida sau microcefalie. Acestea sunt afecțiuni ale tubului neural. Potrivit medicului ginecolog, e foarte important ca femeile însărcinate să se adreseze la medic din primele zile de sarcină și înainte de conceperea acesteia. În plus, aceste medicamente se eliberează gratuit fiecare gravide de la medicul de familie. Dorit ca acidul folic să fiecare femeie să-l folosească
cu 3 luni înainte de sarcină și în primele 3 luni de sarcină. Vreau zic atunci când are loc embriogeneza, când se formează organele, sistemele și mai ales tubul neural. Pentru a preveni dezvoltarea anemiilor feriprevii, este necesar, vă zic, totuși, ca fiecare femeie însărcinată să primească pe parcursul sarcinii măcar 4 luni de zile preparate de fer. Potrivit statisticilor, în 2011, din cauza deficienței acidului folic și sorbiferului, în raionul Unchin s-au depistat 5 cazuri de malformații ale sistemului nervos central al fătului. Drept urmare, sarcinile au fost întrerupte. În decurs de 9 luni ale anului curent au fost întrerupte alte 4 sarcini din aceeași cauză. Prima ședință a Euroclubului din orașul Cimișlie a avut loc în incinta liceului Mihai Viteazul din localitate. La întrunire au fost prezenți tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 22 de ani, care și-au manifestat dorința de a participa la activități în afara orelor de studii pentru a dezbate probleme educaționale, culturale, sportive și de alt ordin. La momentul dat, fiind prima ședință de lucru a Euroclubului, eu am venit cu scopul de a discuta cu tinerii, cu scopul de a le lămuri ce trebuie să facă pe viitor. Sper că până în luna decembrie deja să fie ales printr-o procedură democratică, transparentă, liderul acestui Euroclub. La prima ședință s-a discutat activitatea Uniunii Europene și aspirațiile Republicii Moldova de integrare în această structură. S-a pus accentul pe rolul tinerilor în promovarea valorilor democratice în societate și participarea lor în proiecte sociale ale localităților. Ne-am adunat în acea sală la Euroclub pentru să fim mai aproape de Uniunea Europeană și să rezolvăm problemele care ne confruntăm tineretul în ziua de azi. Sperăm că pe parcurs vom reuși să obținem ceea ce dorim, adică să implementăm niște proiecte, să facem niște schimbări în oraș și cred că cu timpul tinerii se vor mobiliza și vor simți că și ei sunt o parte a societății și vor tinde spre a obține succese. Cu ajutorul acestui proiect sper să avem, în primul rând, o dezvoltare socială în Republica Moldova cu ajutorul și susținerea țărilor europene. Sper că aceasta va fi impulsul de schimbare mentalității pentru dezvoltarea socială, politică, economică a Republicii Moldova. Euroclubul este o organizație non-guvernamentală a tinerilor liceeni, formată cu sprijinul delegației Uniunii Europene. Noi inițial formăm Eurocluburi, le aducem la un nivel, ulterior tinerii singuri din rândurile lor își aleg președintele, care ulterior deja coordonează toate activitățile cu noi. Tinerii își vor exprima liber opinia prin cadrul Euroclubului, vor putea participa în activități de soluționare a unor probleme, sper deja cu suportul primăriei. Tinerii de la Cimișlie au hotărât să lucreze în cadrul Euroclubului pe două filiere. Educația formală, ceea ce ține de seminare, traininguri, instruiri, schimb de tineret cu alte țări și filiera non-formală. În cadrul acesteia, tinerii vor implementa proiecte concrete pentru dezvoltarea socială a localității. Menționăm că în Republica Moldova activează 10 Eurocluburi în diferite orașe ale țării. Cinci localități din raionul Suruca vor fi conectate și aprovizionate cu apă potabilă la robinet. Este vorba de satele Egorenza, Stânca, Regina Maria, Hristici și Rublenița. Azi s-a semnat contractul pentru lucrări care se va face în satul Stânca. În sfârșit, cum am menționat, s-a rupt gheața. La noi, în satul Stânca, au câștigat o firmă din România. Credem că, într-un timp scurt, lucrările vor fi finanțate. De apă să beneficieze toți sătenii, în primul rând instituțiile care sunt pe teritoriul primăriei, toate lucrările să le facem în comun și să facem lucruri frumoase. Să aibă condițiile care le au și orășenii, că sătenii lucrează mai mult ca orășenii în condiții grele. Acum, când contractele sunt semnate, în 2 săptămâni vor demara lucrările. La tenderul de efectuare a lucrărilor au participat 13 întreprinderi. Au câștigat 3 firme, 2 din Chișinău și una din Iași, România. Niște firme care au remediu mondial,
au mai lucrat în acest domeniu. Conform contractului, lucrările trebuie petrecute, începute la 2 săptămâni de la încheierea contractului. Vreau să zic că peste 2 săptămâni trebuie să ieșim în teren și să vedem primele firme cum începe a lucra. Conform contractului, lucrările sunt prevăzute a se desfășura pe 12 luni, dar în funcție de vreme, pentru că putem ști ce este iarna și de greutățile care le vom întâmpina sau nu de teren, noi sperăm să terminăm mult mai repede. În cele 5 localități urmează să fie montate rețeaua de apă de aproximativ 35 de kilometri. Lucrările costă circa 2 milioane de euro și sunt finanțate de Banca Europeană pentru construcție și dezvoltare. Столица автономии, городе Камрад, несмотря на холода, продолжается строительство церковной школы, находящейся в непосредственной близости от храма Иоанна Предтечи. На сегодняшний день у школы уже есть и стены, и крыша. Ну, очень мало кто верил, что у нас все-таки в Камрате будет строиться церковная школа. Ну, с Божьей помощью, с помощью наших предпринимателей, большой поддержки примарии, депутатов народного собрания. Сначала был построен фундамент, потом стены. Сегодня есть уже и кровля, начались внутренние работы. Думаю, что через неделю, потому что разговаривали с подрядчиком, уже заказаны окна и двери, поэтому дальнейшее строительство могут вестись внутренняя работа и зимой. В своем интервью примар Николай Дудогла отметил также, что важно не только насколько быстро объект сдадут в эксплуатацию, а сам факт его строительства в городе. Открытие церковной школы для Камрата это очень важно. Поддерживает и владыка, епископ Анатолий, поддерживает все наши священники, поддерживает все наши прихожане. Это даст возможность, чтобы наша молодежь больше изучала про Бога, отлично понимала, что такое грех, для того, чтобы меньше наши ребята находились на улице, потому что наркомания, алкоголизм, бандитизм – это те вещи, от которых мы должны беречь наше будущее поколение. Наша самая главная цель – это наше будущее, это наша молодежь, и мы хотим, чтобы она правильно воспитывалась. Уже этой зимой строительство планируют завершить, для того, чтобы ко дню празднования храма города 20 января у камрадчан была новая и современная церковная школа, где смогут заниматься и познавать отцы Слова Божьего их дети. Delecvența juvenilă este în creștere în Republica Moldova. Furturile și actele de huliganism în stradă sunt infracțiunile în care se implică cel mai des minorii. Un raport în acest sens a fost prezentat de Poliția de Profil din Rezina. Specialiștii spun că prevenirea infracțiunilor în rândul minorilor trebuie să fie întâi de toate în grija familiei și a instituțiilor de învățământ. Copii frumoși și sănătoși, asta își doresc autoritățile din Republica Moldova. În acest sens a fost lansat un program de prevenire a anemiilor și malformațiilor sistemului nervos central la nou-născuți. Măsurile întreprinse pentru reducerea acestor probleme de sănătate includ fortificarea făinii de grâu destinată utilizării în industria alimentară cu acid folic și fier, asigurarea gratuită a femeilor gravide cu preparate cu fier și acid folic din lista medicamentelor compensate, promovarea principiilor alimentației sănătoase, a măsurilor de reducere a deficiențelor nutriționale recomandate de Organizațiile Mondiale de Profil. Membrii Euroclubului din Cimișlia s-au întrunit în prima ședință. În cadrul ei s-a discutat despre activitatea Uniunii Europene și aspirațiile Republicii Moldova de integrare în această structură. Elevii și-au manifestat dorința de a implementa proiecte concrete pentru a face schimbări în oraș. Până în decembrie, membrii ONG-ului din Cimișlia trebuie să-și aleagă și un președinte.